Bun găsit! Berbec, începutul de săptămână pentru voi este sub semnul muncii, dar obțineți rezultate materiale și financiare. Puteți avea emoții, mai ales pentru un aspect juridic la începutul zilei de marți, dar se rezolvă. Pentru joi și vineri, întâlnirile cu persoanele apropiate sunt subliniate astral. E bine să fiți mai receptivi, să ascultați cu mai multă atenție pentru a ști cum e bine să vă comportați. Sâmbătă o zi foarte frumoasă, vă iese cu plin. Fi se rezolvă ceva, cineva vă oferă ceva, un dar sau un serviciu. Pentru tauri, bună dispoziție luni și marți, sentimentul că puteți face orice, că aveți libertate sau pur și simplu așa abordați inclusiv sarcinile pe care le aveți de rezolvat cu mai multă degajare și mai multă seninătate, cu mai multă bucurie. Pentru joi și vineri, muncă totuși, dar în colaborare cu cineva. Și dacă această colaborare este bună, dacă înțelegerile sunt bine statuate, atunci lucrul este ușor. Dacă nu, poate fi mai dificil. Important este însă că ziua de sâmbătă este foarte frumoasă alături de parteneri cu multă tandrețe și duioșie. Gemenii, mai preocupați de propria lor pătrățică luni și marți, pătrățica de acasă sau cea de la serviciu, deci să le fie bine, să-și facă confortul, să-și facă treburile pe care le-au de fifaș, aproape că nu interesează ce se întâmplă stânga și în dreapta. În casă ar vrea să fie mai răsfățați de partener sau de cineva apropiat. Însă, sunteți într-o mare formă, cel puțin energetic, joi și vineri, distracție, întâlniri cu prietenii și vă faceți foarte multe. Tendința e să vă faceți planuri și proiecte și să promiteți multe lucruri. Însă sâmbătă e de muncă, cu ajutor, se rezolvă multe lucruri pe care vă stau pe cap cu sprijinul cuiva. Pentru raci, luni și marți, multe lucruri de rezolvat administrativ, drumuri, aprovizionare, acte, sau vă ocupați de facturi, hârțogăreală, muncă de birou. Dar vă merge mintea foarte bine. O problemă spinoasă care ține de facturi, de resurse, aprovizionare, se rezolvă și ea. Pentru joi și vineri, mai mult în casă și alături de membrii familiei, ca sâmbătă să fiți într-o mare dispoziție romantică. Lei, preocupați de bani luni și marți, bani care merg și către casă, nu numai către mofturi. Dimpotrivă, mofturile sunt cam tăiate de pe listă și se preferă cheltuielile cu adevărat utile, care sunt urgente acum și care sunt bune pentru casă. În a doua jumătate a săptămânii, drumuri, vizite și tot felul de întâlniri destul de protocolare, dar plăcute, pe care le puteți avea cu persoane apropiate, cunoscute. Nu sunt drumuri lungi, sunt drumuri scurte, dar plăcute. Iar sâmbătă în casă pot veni musafiri, dar numai cei apropiați, atmosferă frumoasă. Pentru fecioare, începutul de săptămână sunt într-o mare formă și sunt foarte intuitive, așa că trebuie să-și urmeze flerul, atât în afaceri cât în orice altceva fac. Treburile de acasă le cam sâcâie, ori pentru că sunt multe, ori pentru că n-au chef. În schimb, alte activități sunt mai bine primite. Tot ce implică creativitate și handmade, tot ce se face cu mâna sau implică imaginație. Atenție la bani joi și vineri, aveți tranzit prin zona banilor, puteți câștiga datorită cuiva care vă apreciază talentele, dar nu trebuie să cheltuiți imprudent. În weekend ceva drumuri și vizite plăcute. Balanțele au un început de săptămână în care recomandarea este să fie mai detașate, să observe mai mult ce este în jurul lor fără să se implice în discuții. Atenție la efortul fizic, energia este destul de scăzută. Vă poate impresiona ceva, povestea cuiva, necazul cuiva, și ați vrea să ajutați. O puteți face, mai ales joi și vineri, când sunteți în forță, în energie și în inspirație să găsiți soluții, iar în weekend sunteți foarte productivi. Ce faceți cu mâinile voastre este minunat. Pentru scorpioni, foarte multe întâlniri luni și marți sau multe telefoane, contact cu multă lume, tot felul de lucruri se discută și oamenii cu care discutați sau din discuțiile pe care le purtați puteți avea idei de afaceri cumva. Sau vă luați niște inspirații, niște modele, uite cum s-a descurcat X și Y. Deci vă sunt de folos aceste întâlniri și aceste discuții. Consfătuire cu cineva sau poate aveți nevoie și căutați o persoană cu care să vă consfătuiți joi și vineri, iar sâmbătă aveți un farmec deosebit, e mult magnetism, multă senzualitate, folosiți-o înțelept. Pentru săgetător, responsabilități luni și marți, profesionale sau de muncă, griji,
vă cam sâcâie niște sarcini care, pe care le aveți de făcut, poate că voi vi le-ați luat, dar acum s-ar putea să vă sâcâie un pic, mai ales dacă alții fac un pas în spate și vă lasă numai pe voi în față. Dar joi și vineri o atmosferă foarte frumoasă, vă este răsplătit efortul, ieșiri cu prietenii și distracție. În weekend, sâmbătă în special, protecție pentru sănătate. Pentru Capricorni, luni și marți, discuții diverse și la muncă, dar și pe lângă casă, despre planuri, planuri practice, planuri legate de casă, gospodărie, cămin sau bani sau procurarea banilor, și se leagă foarte bine ideile. Joi și vineri, responsabilități la muncă, discuții poate cu superiorii sau cu cineva important, în legătură cu cum e mai bine sau mai moral să se pună o problemă. Deci nu cum se rezolve efectiv o sarcină, ci cum ar trebui să fie viziunea despre lucrul respectiv cu prietenii sâmbătă. Pentru vărsători, este un început de săptămână în care cumva depindeți de alții sau alții trebuie să-și rezolve treburile ca voi să puteți continua să duceți mai departe de acolo. Partenerul de viață are o realizare, vă bucurați pentru el, pentru aceia care au parteneri. Joi și vineri, discuții pretențioase. Ori sunt legate de strategii, planificări pentru niște acțiuni și proiecte mai mari, ori sunt discuții spirituale, morale și cumva vreți să lămuriți pe cineva în legătură cu o problemă mai sensibilă de viață. O reușită sau sunteți remarcați și apreciați sâmbătă și vă bucurați de aceste laude. Pentru Pești, sunt luni și marți, zile bune din punct de vedere relațional, cu feedback bun din partea celorlalți care apreciază ce faceți, ce ziceți, ce cunoașteți, ce știți. Și vă bucurați de aceste aprecieri. Pentru joi și vineri, un cadou, un dar din partea unui apropiat, poate fi partener de viață sau altă persoană importantă, și sunteți un pic surprinși de această atenție mai mult. Nu e neapărat un dar material, e o vorbă bună, o grijă, o apreciere, o subtilitate care vă pică bine. Și călătorii sâmbătă, un voiaj sau invitație la un drum. Să ne fie bine tuturor!